Toți tinerii au dreptul la învățătură, de aceea ar trebui să le fie create condiții în școli și să li se ofere cărți pentru fiecare materie. Majoritatea elevilor își doresc să termine 12 clase, însă statul le asigură acestora manuale până între a 10-a, urmând ca din clasa 11-a să și le achiziționeze. Acestea nu au o sumă exagerată, însă pentru familiile modeste cu mai mulți copii, acest lucru devine o reală problemă. Ce părere aveți despre faptul că din clasa 11-a elevii nu mai primesc manuale gratuite? Sincer, nu știu cât le folosesc și cât sunt eficiente și cât sunt de folosite. Deci chiar dacă e doar un manual pe care îl folosesc, ar fi ok, dar dacă nu, vorbesc că sunt multe manuale pe care chiar cred că nu le deschid deloc decât caietele de la clasă. Și atunci, poate dacă ar fi mult mai adaptate să le poată folosi, să lucreze pe ele și să fie gratuite, ar fi ok. Dar doar ca și maculatură și aduci înapoi la sfârșit de an, mi se pare că e degeaba. Dar mai nou, nici nu se merge la școală cu manuale. Se merge numai cu poșetuca, se învață acasă pe net și nu mai e nevoie de manuale. Facem ce putem pentru copiii noștri. Ar trebui și societatea să facă ceea ce poate, nu ce se inventează de alții. Pe vremea noastră nu am cumpărat, dar în lumea asta a trebuit să ne și a meritat să primească mai mult și o tot din tot ajutoarele și să organizeze mai mult nu numai spectacole, decât excursii pentru ei, să cunoască lumea mai mult și mai să fie copilăria mai frumoasă decât a fost a noastră. Mi-a trebuit democrație, nu? O avem. E rău că nu s-o primi gratis. Na, ce fac care nu au niciun venit? Ce fac? Săracii copii nu se mai învețe? Ce o să facă? Rămân la 4 clase. Asta va fi. La 4 clase. Până în clasa 10 s-a dat gratuit, dar după aceea nu s-a mai dat. Și în a 11 și a 12 o trebuie să cumpărăm. Și când am avut copii la școală. Deci, nu, nu e bine, dar nu avem ce face. E o părere proastă, că părinții au tot mai puțini bani. Din ce în ce mai puțini bani. Mulți copii abandonează școala încă din clase mici, tot din cauza că părinții n-au posibilități să-i țină în școală. O părere e proastă, că cât ești la liceu trebuie să plătești totul. Să-ți plătească statul, să fie nevăzut gratuit, dacă așa se laudă. Asta pot să vă spun. Nu e bine, nu e bine. Eu zic că nu e bine. Ar trebui, domnii guvernanți, să vadă situația reală din țară. Eu zic așa. Foarte rău. Ar trebui să se dea. Dacă spun că e școala gratuită, atunci cum? Cum e gratuită dacă nu se dau manuale? Măcar, manuale. Celelalte rechizite le cumpărăm noi, dar manualele... Păi nu este bine, că și așa toată lumea are salariul mic și greu o să se poată cumpăra manualele și învățământul, dacă nu se pune bază pe el, e foarte rău. Pentru că peste ani, generațiile astea, dacă nu învață, noi vom avea de suferit.